și spre slava lui Dumnezeu, servici divin de botez cu eu. Sunt fericit. Tatăl nostru și îți mulțumim, Hristos, pentru care o ai față de poporul din lumea aceasta. Cel Sfânt și pentru bucurire care minunat, aceste două suflete sunt să facă legământ cu tine. Pentru aceste și te rugăm să ne binecuvântezi pe toți și să ne ajuți ca să rememorăm cuvântului pe care fiecare dintre noi și te rugăm ca să fim mai atenți pentru ca să trăim așa. Te rugăm să binecuvântezi prosești, să-l binecuvântezi nostru ca să te reprezinte cuvântul, ajut să rostească cuvântul cu prin rădăcini în inimile noastre, spre mântuire și la o sfârșit, lăuda și preamări la mântuiți, în numele Domnului.
Dacă ar fi să dăm un nume porții dinspre cer, spre lume, spus în aur de rostire, ar fi poartă de iubire. Să rămână în veac mirare, într-o iesle înfățișare, cerul pentru fiecare. Și să fie în veac uimire, dezbrăcat de strălucire și îmbrăcat în chip de lut, Domnul cel din început a trecut prin ea cu pace, mântuire a ne face. A trecut a ei lumină neîntrebat pentru a cui vină, neîntrebat ce moarte duce, a trecut prin ea spre cruce. Nimeni n-a putut a spune cât de mare a fost minune, dar spre slava în cer promisă, poarta a rămas deschisă. Și ce a fost? A fost uimire, că venit cu mântuire, prea puțini i-au fost primire. Prinsă în zăvoare grele, poarta lumii către stele, pentru Domnul să coboare, niciun templu în sărbătoare nu i-a fost spre așteptare. Pentru Domnul să se nască, nicio casă împărătească pregătită să-l primească. Doar o iesle prea cu minte cerului spre noi să intre, i-a ieșit atunci înainte, nu învățase osanale, i-a ieșit umilă în cale, ca o lacrimă de pace când frăție în inimi face, ca o pâine pe din două, la început de pace vouă. Ce-a mai fost? O părtășie la aceeași bucurie, îngeri spre păstori, vestire despre marea mântuire și o stea de tot frumoasă răsărind la magi acasă cu împliniri de profeție, călăuză să le fie către cel din veșnicie, să străbată depărtare, încărcați de închinare. N-ar putea așa minune în rostire să se adune. Sfinte aducerii la minte le trăim fără cuvinte. În acest ceas de sărbătoare, rugă suntem fiecare, fiecare o jertfire și o poartă de iubire. Doamne, dă-ne mântuire!
bucur din toată inima să constat că Asaf din comunitatea noastră a început să se trezească așa de bine. Este adevărat că prin cântare și prin poezie am fost introduși în atmosfera celui mai mare și important eveniment cu care a fost confruntată planeta noastră la un moment dat. Iisus, Mântuitorul, Cel care din veșnicie alcătuise în sine însuși planul pentru mântuirea neamului omenesc, a coborât între noi. S-a întrupat. Și evenimentul acesta nu trebuie să treacă neobservat. Dar datorită nașterii sale în Iesle Betleemului, mai sunt posibile și alte evenimente. Pentru noi oameni. Iar unul dintre cele mai mari evenimente despre care am putea vorbi, la care am putea asista vreodată, la care am putea să ne implicăm vreodată, este momentul nașterii din nou prin puterea Harului Domnului nostru Iisus Hristos. Și la un astfel de moment vom fi astăzi cu toții martori aici în biserica noastră. Dragi candidați la botez, George și Daniel, iubită comunitate, stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea unui eveniment sfânt în care persoane răscumpărate prin jertfa Domnului Iisus Hristos astăzi vin înaintea Lui, așa cum am venit și noi la rândul nostru sau cum vom veni unii dintre noi la rândul nostru ca să spună Domnului: Doamne, vreau să rămân de partea Ta, aici, pe pământul acesta, și vreau să rămân cu Tine pentru veșnicie, în împărăția pe care ai pregătit-o pentru copiii Tăi. În această după-amiază de sabat, înainte de a participa la ceremonialul acesta al botezului, așa cum a fost rânduit în ordinea Evangheliei de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aș dori să ne oprim la un cuvânt. Un cuvânt al Sfintelor Scripturi de la care să putem trage niște concluzii, să acceptăm niște idei pentru viața noastră și, în ce mă privește, aș dori ca și cei doi candidați să rămână cu cel puțin câteva idei din ceea ce voi spune în această după-amiază înainte de botez. Cei care au Sfintele Scripturi, bine ar fi să le deschidă împreună cu mine în Faptele Apostolilor, numită foarte bine de către unii Faptele Duhului Sfânt. Pentru că minunile extraordinare care se întâmplă în această carte nu sunt posibile fără lucrarea puternică a Duhului Sfânt. Și în capitolul 9, voi cita de la versetul 1 în continuare și apoi de la 10 în continuare, ne este descrisă o întâmplare de un dramatism aparte. O întâmplare unică în felul ei și aproape de neacceptat că ar putea să se întâmple. Dar haideți să citim. Dar Saul, un om cu foarte mare poziție, unul dintre conducătorii poporului iudeu de atunci și unul dintre mari conducători religioși ai acelor vremuri. Dar Saul, acest mare conducător religios, ce credeți că făcea? Sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Vă dați seama cât de interesant este modul în care Dumnezeu îi inspiră prin Duhul Sfânt pe Luca ca să ne descrie această istorie? Auziți, unul dintre cei mai mari conducători religioși ai timpului. Își făcea o lucrare.
Și lucrarea lui era de a sufla amenințarea și uciderea împotriva cui? Împotriva ucenicilor Domnului. Și s-a dus la marele preot. S-a dus la unul dintre cei puțini care erau deasupra lui, dar care avea o poziție mai mare, casa, și i-a cerut scrisori. Nu știu dacă ștampilate sau sigilate, dar scrisori care îi dădeau autoritate mare. Către adunările, către bisericile din Damasc, biserici creștine, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, că femeile, datorită statutului lor, datorită gingășiilor, datorită frumuseților alteori, da, uneori au scăpat de astfel de lucruri, dar de data aceasta a zis, ori bărbați, ori femei, să-i pot aduce legați la Ierusalim. Bine, nu urma să-i lege și după aceea să-i lase așa. Și urmau alte lucruri care să îi nimicească. S-a întâmplat ceva pe drum, zice, pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Și a căzut la pământ. Și a auzit un glas din cer care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul i-a zis, eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, dar ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Și apoi la versetul 10. Și în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, o cunoști bine, da, Doamne, o cunosc foarte bine. Și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie un om numit Anania, intrând la el, punându-și mâinile peste el ca să-și scape de vedere. Și Anania, parcă trezit din somn, a zis, Doamne, stai puțin, Doamne, că nu e suficient. Doamne, dar tu știi unde mă trimiți? Că am auzit de la mulți despre toate relele pe care le făcea omul acesta sfinților tăi în Ierusalim și pe unde mergea. Doamne, cred că n-ai înțeles bine. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai mari ca să lege pe tot cei care cheamă numele tău. Dar Domnul le-a zis, du-te, căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și Anania a plecat și după ce a intrat în casă, nu știu, nu ni se spune dialogul aici, dar bănuiesc că a fost un dialog foarte succint, sau poate deloc, Anania a intrat repede ca să îndeplinească porunca Domnului și a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să capezi vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Și chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui ca un fel de solzi. Și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Nu e așa că este o descriere de un dramatism aparte? Întoarce la credința unui om despre care mulți ar fi zis și ferestre în cer să se facă, dar omul acesta niciodată nu va putea fi numit cu apelativul de pocăit. Păi el luptă pentru tradițiile bisericii. El este unul dintre cei mai înverșunați cu privire la cei care ar vrea să se pocăiască. Ba mai mult decât atât, nu doar că nu este de acord, dar el este hotărât să stârpească din lumea aceasta
Această grupare care auzi, nu doar că citesc în Biblie, dar chiar se hotărăsc ca și să trăiască după cuvântul Bibliei și al Domnului Iisus Hristos. Aduceți aminte că așa a zis pe timpul împăratului Ioram, unul dintre slujitorii cei mai apropiați, pe timpul prorocului Elisei. Chiar dacă s-a face ferestre în cer, așa ceva nu se va întâmpla. Puteți găsi relatare în 2 Împărați, capitolul 7, versetul 2 și așa mai departe. Se poate sau nu se poate? Nu? Frate Daniel, se poate? Poate? Mai vedem că se poate. Acum, e adevărat, privim și la ei, privim și la noi. Și având în vedere momentul acela al realității, când facem raportul dintre cei ce am fost, cei ce am făcut, cei ce suntem, cei ce ne hotărâm să fim și cei ce Dumnezeu poate și face din copiii săi, noi zicem, se poate. Și lucrurile acestea care sunt descrise aici cu privire la necredința care cuprinde pe oamenii în momentul în care doresc să facă schimbări după voia lui Dumnezeu în viața lor, diferența, necredința aceasta este din cauza vederilor extrem de diferite cu privire la mântuire, cu privire la împărăția lui Dumnezeu, chiar cu privire la om. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vreau să spun. Vedeți același om în aceeași țară, cu aceeași limbă, cu aceleși obiceiuri, în societate. Dar văzut extrem de diferit de unii și de alții în funcție de crezul pe care îl adoptă. Păi dar nu plâng mamele noastre la fel? Nu căutăm cu toții să avem un acoperiș deasupra capului și o bucată de pâine pe care să o mănânci? De ce să te hulească lumea chiar în felul acesta? Numai pentru faptul că, spre deosebire de ei, tu vrei să-ți câștigi pâinea în mod cinstit. Și de ce să te bucuri de apelative din cele mai negative și urăcioase? Numai pentru că tu citești în Sfânta Scriptură și vezi, adu-ți aminte de ziua a șaptea ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. De ce să existe un potop de răutate și de apelative din cele mai urăcioase pornite împotriva ta, numai pentru că tu vrei să trăiești cum spune Dumnezeu? Hai să vă dau un exemplu. Același copii. Frumos. Toți copiii sunt frumoși. Da, șotios, mă rog, ce vreți să mai spuneți în dreptul unui copil, dar același copil exact. Pentru vecina, nu știu ce i-ar face, dar mama se uită la el cu o dragoste și cu o atenție ca pentru ochii din cap. Același copil. Mi-aduc aminte din familia mea, bunicul meu. Un om religios, educat în sensul acesta. A ajutat și a contribuit în mod foarte serios la construcția două biserici ortodoxe. Era citit la pomenire, acum nu cred că mai citește, ca și ctitor, da? A stabilit și hramul la una din ea. Și era foarte lăudat, era un om foarte respectat. Și s-a întâmplat ceva. Același om. Care nu a schimbat prea mult din viața lui, decât a luat niște hotărâri în forul lui interior cu privire la relația dintre el și Dumnezeu. Și știți ce a zis? Vreau să citesc Biblia, dar nu doar să o citesc, vreau să și trăiesc cum scrie în Biblie. Și a început să se roage, dar nu așa numai de formă, să se roage cu adevărat și să se roage Tatălui din ceruri și pentru copiii cu problemele lor, să se roage și pentru vecini și pentru soție și pentru el.
Nu o să se roage, Doamne, ai milă, ajută-mă astăzi în lucrările mele și așa mai departe. A început să nu mai înjure. Că avea preferință să înjure. Știți ce îi plăcea să înjure? Mai ales de cruce și de mamă, știi? Iar mama nu lipsea niciuna din jurături. Și el a zis, de azi înainte, să-mi cadă buzele, mi se usuce limba dacă mai scop vreodată vreo înjurătură de lucruri sfinte. Măi, și când a început să citească Biblia, când a început să se roage, când a început să nu mai înjure, când a început să trăiască, cum spune Dumnezeu în Biblie, știi ce s-a întâmplat? Vă rog să spuneți dumneavoastră. Măi, dintr-o dată omul acesta a fost declarat eretic, pericol public. Și unul i-a spus, băi, Toderică, dacă aș avea o pușcă, pe tine te-aș împușca primul. Cum vine lucrul acesta? Dumneavoastră înțelegeți? Nici eu aș zice că nu l-aș înțelege dacă n-aș avea pasaje ca acesta în Sfânta Scriptură cu Saul. Și în această tensiune teribilă, creată datorită aprecierilor și judecăților omenești, și în care nu știi cum să te raportezi, apare deodată harul lui Dumnezeu. Descoperirea Domnului Iisus Hristos, care într-un mod binevoitor și plin de dragoste, te întreabă, de fapt, pentru ce mă prigonești? Ce ți-am făcut? După ce că poate n-ai ajuns să trăiești exact la înălțimea la care te chem, oare trebuie să mai și batjocorești pe cei care au ales să se roage, să nu mai înjure, să nu se mai închine la ce nu trebuie, să trăiască după voia lui Dumnezeu? Oare așa se cuvine? Când apare acest har, nu poți să judeci problema acestui har decât într-un singur fel, și anume al imparțialității, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară și să aibă viața veșnică. Harul lui Dumnezeu vine pentru oricine. Iar când apare acest har în viața ta, în viața celor care cred și care acceptă pe Domnul Hristos, frați și surori, dragi candidați la botez, de fapt nu mai contează nicio apreciere a oamenilor. Pentru că oamenii în aprecierile lor nici nu-ți pot lua, nici nu-ți poți da nimic cu privire la viața veșnică. Sunteți de acord? Oamenii distribuie harul și nu au ei depozitul de har și se uită la tine și spune, mă, stai să văd dacă vreau îți dau harul, dacă nu vreau, nu ți-l dau. Există ideea aceasta, dar nu are nicio legătură cu Biblia și cu bunul simț. Harul a venit prin Iisus Hristos, Domnul. Și s-a descoperit prin întruparea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră și a fost desăvârșit la crucea Golgotei, urmând ca această jertfă a Mântuitorului pe cruce să aducă un rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu prin toate veacurile, desăvârșind o rămășiță a poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, care păzesc toate poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. Acesta este harul. Și acesta este scopul harului. Harul este dat fiecărui om de a mai alege încă o dată. Numai că, vă rog să rețineți ideea aceasta, harul este în același timp, dacă vă vine să credeți, în același timp harul este o chemare, dar și o avertizare. De fapt, în chemare se ascunde și o avertizare. Sunt multe referințe în privința aceasta. Eu aș dori să vă dau un exemplu, tot aici în această carte. Știți pe de rost ca și mine textul acesta, dar îmi place să-l citesc din capitolul 17 din Cartea Faptelor Apostolilor, versetul 30-31 spune așa. Ascultați ce frumos vorbește Dumnezeu. Ce Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. E foarte interesant. Dumnezeu te cheamă, nu ține cont de trecutul tău, vrea să ți-l șteargă, vrea să-l lase în apa botezului. Dar în același timp, spune, trebuie să ai grijă
cum mergi împreună cu El, ca să beneficiezi de marele beneficii ale Harului lui Dumnezeu, pentru că va fi o judecată. Și vă rog să analizați dumneavoastră. Atunci când în împărăția lui Dumnezeu se intră numai după judecata lui Dumnezeu, haideți să repet, da? Deci dacă în împărăția lui Dumnezeu se intră numai după, sau se intră și după judecata lui Pavel Burlacu, nu? Să uite Pavel Burlacu, îl analizează pe așa, zice, mă, stai să vedem. Nu, fraților, n-am nicio legătură. În împărăția lui Dumnezeu se intră numai după judecata lui Dumnezeu. Și atunci dacă se intră numai după judecata lui Dumnezeu, eu ca om, la cine ar mai trebui să mă raportez? Ce mai contează să zic oamenii? Ce mai contează scrisorile lor de a distruge, cum zice aici? Ce mai contează amenințările lor și dorințele lor? Și pușca aceea mare pe care dacă ar avea-o, nu știu ce ar face cu ea. Păi da, trebuie să fii filozof ca să înțelegi aceste lucruri așa de simple? Dumnezeu te cheamă, Harul Lui vrea să te ajute, Harul Lui te conduce la Domnul Iisus Hristos și la iertarea Lui și El spune, mergi cu grijă pe care are credinței, pentru că într-o zi va fi o judecată, judecata va fi dreaptă. Frați și surori, dragi candidați la botez, eu cred că dumneavoastră, ca și mine și noi toți, n-ar trebui să ne speriem de suflarea amenințărilor și a tuturor lucrurilor de felul acesta. Știți de ce? Pentru că oamenii nu pot să-și dea lor înșele nici măcar o suflare de viață. Ce să mai vorbim de pretențiile acele pe care unii le declară că iartă păcatele? Când ei nu-și pot ierta lor înșele un singur păcat și au nevoie de cel de lângă ei, spune, dacă vă iertați unii pe alții, dacă aveți o relație bună, atunci Dumnezeu iartă. Da? Cum să fac oamenii lucrul acesta? De unde atâta aroganță uneori, că noi suntem? Nu vi se pare că aici uneori oamenii analizează prea puțin lucrurile? Când ai dovezi foarte puternice și că va fi o judecată, contează un singur lucru și anume ce spune Dumnezeu. Și iată, citesc aici un cuvânt pe care iarăși îl știți, din Tit, capitolul 2, versetul 11, dar, dragi candidați la botez, vă rog să rețineți gândul acesta pentru că e foarte important și va fi nevoie să îl mai reluați. Și zice așa, căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, este la îndemâna ta, este lângă tine. Și Harul când vine, nu vine ca în biserici de neoprotestante. Niciodată nu vine ca în biserici de neoprotestante care spun Harul, Harul și acolo la Har amestecă tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu Biblia și voia lui Dumnezeu. Nu, Harul te învață, nu te lasă așa. Crede în Iisus și vei fi mântuit și cu asta... Stai, stai, a crede în Iisus e un lucru mare? A avea credința Domnului Iisus Hristos e un lucru important? A fi al Domnului Iisus Hristos și a te numi creștin cu numele Lui este foarte frumos, dar mai presupune nu doar vorbe, parole, parole, și mai înseamnă și o viață trăită într-un anumit fel, pentru că Harul ne învață. Și știți ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea. Indiferent cât de multă peteală pune păgânătatea pe lucrurile lor. Indiferent cât talent reușește păgânătatea să investească în a corupe drumul celor care sunt pe calea mântuirii. Cu păgânătatea nu trebuie lungită. Și cu păgânătatea trebuie rupt. Harul lui Dumnezeu așa ne învață. Și cu poftele lumești, ca să trăim în veacul de acum cu pătare, dreptate și evlavie. Vedeți, în această relație cu Harul lui Dumnezeu, frați și surori, Apostolul Pavel lasă să întrevedem, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, desigur, lasă să întrevedem trei posibilități pe care le-a avut și el și pe care le avem și noi, pe care le are și Daniel și George și toți cei care suntem prezenți. Știți care sunt? Să neglijezi Harul lui Dumnezeu. Poți să-l neglijezi. Să-l neglijezi cu îndârjire, chiar cu respingere,
Adică, cu alte cuvinte, este o bunătate a lui Dumnezeu așezată la îndemână, dar este irosită. Este ca medicamentul miraculos pe care ți l-a putea oferi cineva cu garanție de 100% în vederea vindecării, dar tu nu vrei să te atingi de el. Este ceea ce Apostolul Pavel, iarăși Marele Apostol, în Romani, capitolul 2, cu versetul 4-6, spune așa, și anume, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci cu împetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a cui? A lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Fapte care pot fi făcute în raport cu voia lui descoperit. O a doua posibilitate este ca să-l irosească harul acesta, așa, după capul lui, după plăcerea lui, după voia lui, fără să mai întrebe, cum întreba Apostolul Pavel, în momentul în care a beneficiat de harul descoperirii lui Iisus Hristos, el n-a rămas și a zis, Doamne, nicio problemă, păi eu sunt cu tine, arunc scrisorile astea la foc, nu mă mai duc, mă întorc din drumul meu, dar fac ce cred eu că e bine. Nu a zis, Doamne, ce vrei să fac? Este foarte important. Nu să facă ce vrea el, cum a făcut Samson. Mamă și tată vreau asta, că îmi place. S-o fi plăcând. Dar ajungi cu ochii scoși, chiar mai rău, mort. Sau să se îndoiască așa, să joace de-a îndoiala, ca Iuda. Nu, copilul lui Dumnezeu trebuie să stea într-o credință fermă. Sau ce să mai vorbim despre dragostea pentru lume a lui Dima. Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit credința. Sau să te rușinezi ca Petru și așa mai departe. De fapt, știți care e cea mai mare religie din lumea noastră? Cea mai populată religie? Este religia aceea în care oamenii sunt acceptați așa cum le place, cu gusturile lor, cu părerele lor, cu... și își caută oameni un astfel de conducător, își caută oameni un astfel de biserică care îi asigură că indiferent ce faci, indiferent cum faci, indiferent ce cântă, indiferent ce mănâncă, indiferent de câte ori mergi la biserică sau nu mergi, indiferent de... există o dezlegare pentru toate. Și omul se duce acasă fericit, că a rezolvat problema. Dar problema nu se rezolvă în felul acesta, spune Sfânta Carte. Și atunci când harul lui Dumnezeu se descoperă omului ca într-o minune dumnezeiască, omul trebuie să o rupă cu niște lucruri și să dezvolte alte lucruri după voia lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, este foarte tranșant când este vorba de așa ceva. Vă aduceți aminte ce spune Marcu, capitolul 7? Ca să dau girul Scripturii, deși cunoașteți bine pe rost acest cuvânt, sigur că da, ca și mine. Marcu, capitolul 7, cu versetul 7. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât... Dau niște porunci omenești și spun că cinstesc pe Dumnezeu. Și aparent așa și este. Spre slava Domnului o fac. Și dar am dat eu porunca asta? Degeaba o faci. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina voastră. Haideți să vă mai dau un exemplu, că am vorbit de porunca a patra, dar de ce n-am vorbit și de porunca a doua? Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau chiar în apele mai de jos de pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și omul zice, Doamne, dar tu știi ce artist a făcut treaba asta? Și am așa o satisfacție când vin și da, poți să ai sentimente. Dar Domnul spune, degeaba. Pentru că lăsați porunca lui Dumnezeu ca să țineți tradiția voastră precum. Și dă o serie întreagă de exemplu. Și el le-a mai zis, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Frați și surori, Apostolul Pavel, când a venit în contact cu harul lui Dumnezeu, n-a lăsat să facă așa ceva. Ci el a ales să primească cel mai mare dar
pe care cerul putea oferi, și anume harul Domnului Hristos, în care să găsească iertarea, în care să găsească vindecarea, acceptarea, dacă vreți, ca să-i dirigeze viața. Și el vorbește despre lucrul acesta de multe ori, erați morți în păcatele și în greșelile voastre, dar Iisus Hristos, iată în Efeseni, hai să ne uităm pe cuvântul acesta ca să-i dăm girul Scripturii, chiar dacă car că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, am fost aduși la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședăm împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, și este darul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Domnului Hristos, prin harul Domnului Iisus Hristos. Și această relație cu harul aduce o rupere. Rupere cu păgânătatea și ruperea cu poftele lumești. Cu privire la păgânătate, pentru că s-a impus cu toată forța, în ciuda cuvântului foarte clar al lui Dumnezeu. Și în lumea creștină de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu este dat deoparte, absolut necunoscut de multe ori, în favoarea unor lucruri care vin din păgânismul curat de 100%. Deci 100% păgânism. Ce legătură are data stabilită pentru Domnul Iisus Hristos în afară de legătura cu data nașterii celui mai puternic împotrivitor al creștinismului, zeul Mitra și tot ce se făcea acolo. Și s-a impus cu atâta forță, încât nici chiar Paștele nu s-a impus cu așa forță. Dacă 25 decembrie cade marțea, păi marțea sărbătorii, cade joia, atunci, cu Paștele mai merge, știi, ținem prima duminică, cu toate că dacă ar trebui să ții Paștele, ar trebui să ții când? Când a murit Domnul. A murit vineri, nu? Ar trebui să fii consecvent măcar cu ordinea evenimentelor, dacă nu mai mult. Nu? Vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, de unde și până unde. Harul lui Dumnezeu te învață să rupi cu păgânătatea. Și cu poftele lumești, adică cu renunțare la acele pofte. A rupe, frate și surori, nu înseamnă a întinde așa. Va fi o luptă. Știți cum spune Iuda? M-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dragă George și dragă Daniel, Apostolul Pavel, ca exemplu, la ocazia voastră de botez, s-a ținut de păgădița făcută lui Dumnezeu. El s-a prins de harul acesta lui Dumnezeu. L-a primit pe cel mai mare dar care putea fi oferit pentru el. Și voi să vă prindeți la fel. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. El spunea, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care? Cel din tâi sunt eu. Dar există o continuare. Ați învățat-o de data trecută până acum? Știți cum zice? Versetul următor. Vă rog, învățați că e cel mai important. E la fel de important ca și prima parte. Dar a încăpătat îndurare. Pentru ca Iisus Hristos își arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă pentru cei ce vor crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Și apoi închei cu doxologia aceasta foarte frumoasă. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Să ne ajute Domnul să primim, frate și surori, în felul acesta harul lui Dumnezeu. Harul și botezul există într-o legătură indestructibilă. Și ferice de cei care înțeleg puterea harului lui Dumnezeu, măreția harului lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos care le oferă pe toate, împreună cu botezul. Dragi candidați la botez, este rândul ca să vă ridicați pe picioare. Fratele Lăiu, Gheorghiță, George, Gheorghe.
Spuneți-i cum vreți, dar să știți că este un om pe care îl prețuiesc și iubesc. Și fratele Moise, Dănuț, Daniel și mai tot nume. Cum? Adrian, nu interesează. Un alt frate pe care îl iubesc și îl prețuiesc. Am avut cu dânsii o discuție foarte plăcută în comitetele bisericilor, pentru că Daniel vine din biserica Buhuș și are o parte dintre frați și surori aici împreună cu dânsul. George din biserică de aici, comitetul de aici, și am avut discuții interesante cu dânsii cu privire la mărturisirea aceea de credință pe care trebuie să o declare oricine dorește mântuire. În sinteză, pentru biserică, ca să-și ofere un vot, am să rog pe cei doi candidați să răspundă dacă sunt de acord cu un da hotărât cu privire la întrebările pe care le voi pune. Cineva mai șugubăs m-a întrebat, frate, și dacă spun nu, nu la întrebări, nu la botez. Nicio problemă. Credeți că există un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate de trei persoane eterne? Acceptați moartea Domnului Iisus pe crucea Golgotei ca singura posibilitate și jertfă de ispășire pentru păcatele voastre și credeți că prin harul lui Dumnezeu în această jertfă și prin credința în sângele vărsat ați fost iertați de păcatele voastre și de pedeapsa Lui? Îl acceptați pe Domnul Hristos ca Domnul și Mântuitor personal pentru că va ierta păcatele și are puterea să vă dea o viață frumoasă și în același timp doriți să renunțați din toată inima la lume și la căile ei păcătoase? Acceptați prin credință neprihănirea Domnului Hristos așezat în dreptul vostru, în lucrarea mijloșitorului vostru în sanctuarul ceresc și doriți să trăiți în fața lumii o viață plină de iubire, o viață plină de folos pentru oameni, care îl are în centru pe Domnul Hristos? Credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu inspirat și singura normă pentru credința și conduita creștinului? Vă angajați să petreceți zilnic un timp studiind acest cuvânt al lui Dumnezeu? Acceptați cele 10 porunci ca fiind o transcriere a caracterului celui care le-a dat, adică al lui Dumnezeu și o descoperire a voinței sale. Și vă propuneți ca prin puterea Domnului Hristos care locuiește în voi să împliniți aceste 10 porunci, inclusiv porunca a patra, care cere sfințirea zilei a șaptea ca zi de odihnă? Acceptați apropiata revenirea Domnului Iisus Hristos ca fiind fericita voastră speranță că în trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, morții vor învia și vom fi împreună cu Domnul și vreți să dați mărturie și altora despre acest foarte apropiat eveniment a revenirii sale? Acceptați învățătura biblică cu privire la darurile spirituale și credeți că în Biserica Adventistă de ziua șapte există darul profeției ca unul din semnele care alături de cele 10 porunci constituie identificarea pentru o biserică adevărată? Credeți că Biserica Domnului este organizată după reguli biblice? Vreți să vă supuneți potrivit acelor reguli? Inclusiv cu zeciuiala, cu participarea la activitățile bisericii, la serviciile divine? Credeți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și doriți să-L onorați pe Dumnezeu păstrând acest templu curat de noxele tutunului, de otrava alcoolului, de alte otrăvuri, din droguri și din alte lucruri? Vă angajați înaintea Domnului ca să nu comercializați, să nu produceți și să nu aveți de-a face cu așa ceva? Nici cu cafea? Nici cu cafea. Cunoașteți și înțelegeți principiile fundamentale Bibliei așa cum sunt susținute de Biserica Adventistă de ziua șaptea? Și vă hotărâți ca prin harul lui Dumnezeu să împliniți voia Domnului punându-vă viața în rânduială cu aceste principii? Acceptați învățătura Noului Testament cu privire la botezul prin cufundare și doriți să fiți botezați ca o exprimare publică a credinței voastre în Domnul Iisus Hristos, în cerința Lui, cât și în iertarea păcatelor voastre prin acest simbol al botezului? Credeți că Biserica Adventistă de ziua șapte este Biserica Rămășiție din profeția biblică în care sunt invitați și primiți oameni din toate națiunile, din toate rasele, din toate limbile și doriți să deveniți membri ai acestei biserici locale, dar și
mondiale, universale. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute. Frați și surori, cei care sunteți de acord cu această mărturisire declarată a lor de credință, pusă pe foarte scurt, vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc frumos. Împotrivă? Numai pentru că se întreabă, n-aveți de ce să fiți împotrivă. În timp ce vom avea ceva muzică vocală sau instrumentală, facem pregătirea bazinului pentru a coborâ în apa botezului. Invit ca înainte de a păși în apa botezului să ne ridicăm pentru a ne consacra Domnului într-o rugăciune. Invit candidații aici. Să avem și poza, document. Părintele nostru Sfânt din ceruri, stăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Înainte de a păși în apa botezului, așa cum ne-ai învățat, așa cum ne-ai dat exemplu. Și stăm înaintea Ta împreună cu fratele George și cu fratele Daniel, pe care te rugăm să-i binecuvintezi, să privești cu îndurare spre ei și să ajuți ca acest legământ să devină un punct puternic de referință pentru viața lor spirituală. Mereu să se întoarcă la momentul acesta al legământului cu Tine și să fie încurajați, să fie întăriți prin puterea Duhului Sfânt și să trăiască viața după toată voia Ta. Doamne, să-i păzești pe calea credinței de ce este rău și Te rugăm să-i păzești și de cel rău. Duhul Sfânt să le călăuzească viața și darurile cu care i-ai înzestrat, să le poată dezvolta spre slava numelui Tău și spre întoarcerea multora cu ochii către Tine și către mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Te rog, Doamne, să binecuvintezi familiile din care provin, să binecuvintezi pe cei dragi ai lor și să le porți de grijă. Și ajută ca momentul acesta al botezului
și pentru cei dragi să constituie un punct foarte important, în sensul ca prin exemplul lor, prin viața lor, prin cuvintele lor, și aceștia să te cunoască și să se poată bucura de mântuirea ta. Doamne, dă-le și un zel misionar să te poată vesti cu putere și altora în aceste vremuri periculoase din zile de pe urmă, ca să ne întoarcem cu toată inima și cu toată fața către tine, ca împreună să ne pregătim pentru ziua mare a revenirii tale pe norii cerului. Rămâi cu noi la momentul botezului și așa cum ne-ai făgăduit, îngerii tăi și Duhul Sfânt să fie cu noi, că și te rugăm în numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Primește consacrarea noastră. Binecuvintează-ne pe fiecare dintre cei care suntem martori. Dacă am fost botezați, ajută-ne, Doamne, să ne reconsacrăm la momentul acesta. Dacă n-am încheiat legământul acesta cu Tine, o, Doamne, cercetează-ne prin Duhul Sfânt și arată-ne ce mari beneficii stau în mâna Ta pe care vrei să ne le dăruiești în viața aceasta și mai ales viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos și puterea Harului Său. Te lăudăm și îți mulțumim că ne asculți, pentru că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Am să vă rog frumos ca la aminul meu să răspundeți cu aminul dumneavoastră. Iubite frate George, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău și potrivit cu rânduiala evanghelică pe care El ne-a lăsat-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iubite frate Daniel, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău, în fața martorilor văzuți și nevăzuți și potrivit cu rânduiala pe care însuși Mântuitorul a stabilit-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cei care mai au participat la astfel de ocazii știu că niciodată n-am ieșit de aici din apa bazinului de botez fără să fac un apel la inimile celor care au trecut pe aici să rămână credincioși lui Dumnezeu, dar în același timp un apel puternic la inimile celor care încă n-au încheiat legământul cu Dumnezeu prin botez. Nu lăsați să treacă vremea.
trece în detrimentul unei binecuvântări mari pe care Dumnezeu le are pentru dumneavoastră. Pregătiți-vă și luați hotărârile acelea de partea lui Dumnezeu, ca binecuvântarea lui să vă însoțească în viața aceasta și apoi să vă conducă până în împărăția lui Dumnezeu. Următorul botez în comunitatea noastră este anunțat cu un trimestru înainte, de fiecare dată cu un trimestru înainte, de fiecare dată înainte, de regulă cu un sabat înainte de cina Domnului. Știți că sabatul viitor vom avea aici cina Domnului, împreună cu candidații care s-au botezat astăzi. În martie, spre sfârșitul lunii martie, vom avea un alt botez. Nu amânați, că zilele sunt rele. Și aceste ocazii care acum le putem folosi, într-o zi, nu vor mai fi de găsit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească pentru a hotărârile cele bune de partea Lui. Amin. Amin. Cred în Domnul Iisus. 209.
Așa e sau nu? Și când toate îl ascult, de lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumult, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Și cântarea 499, acesta e salvatorul meu. 499. Stai salvatorul meu, în care am crezut. Acesta-i cel ce m-a iubit, pe când eu n-am știut. Va veni
Face încheierea acestui program, vă invit să ne ridicăm în picioare pentru primirea în rândurile bisericii a celor care au fost botezați. Poteți aici în față. Din partea comunității, pentru momentul acesta, ca o amintire a acestui moment, vor avea câte o carte, chiar două, dacă nu mă înșel, certificatul de botez și, bineînțeles, diaconia este pregătită cu o floare. Frate Daniel, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua șaptea și îți spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Laud pe Bunul Dumnezeu care te-a ajutat să iei această hotărâre importantă pentru viața ta și rog să te întărească prin Duhul Sfânt pentru a trăi credința așa cum ne-a învățat El. Să fii un ajutor în casă, să fii un bun misionar în lume și prin tine, Domnul Iisus Hristos, să-și facă lucrarea aceea care va aduce multe suflete prețioase pentru împărăția sa. Cuvântul Domnului pentru tine spune așa: adu-ți aminte, dar cum ai primit și ai auzit. Pentru că aceștia vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, căci sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Domnul să împlinească aceste cuvinte față de tine. Amin. Amin. Iubite frate Lăiu George, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua șaptea și să spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Ne bucurăm din toată inima pentru harul lui Dumnezeu, pentru dragostea Lui care ți-a fost păstrat, care te-a însoțit pe cărările vieții și iată te-a ajutat acum să iei hotărârea puternică de a rămâne lângă El până la sfârșit. Să-ți dea Domnul puterea aceasta și să-ți dea o dragoste îndoită față de cei iubiți ai tăi, față de soția ta, față de fiicele tale și împreună să fiți binecuvântați de Domnul și pregătiți pentru ziua cea măreață a revenirii sale pe norii cerului. Să ajute Domnul să fiți un bun ostaș în Biserica Domnului, un om de nădejde, care să contribuie la binele și prosperitatea acestei biserici și la lucrarea ei spre slava lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului pentru tine spune astfel: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai,
ca nimeni să nu ți-a cununa. Amin. Amin. Numele Domnului Iisus Hristos, vom încheia acest serviciu de vină al botezului prin cântarea 200. Am venit la tine, Doamne. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim la picioarele tale în meritele Mântuitorului să-ți mulțumim pentru această ocazie de har pe care tu ne-ai pus-o la dispoziție astăzi. Binecuvântează pe cei doi care au încheiat un legământ cu tine prin apa botezului. Ajută ca viața lor în continuare să dovedească că ei sunt fii ai luminii și doresc împărăția ta, doresc ca să transmită și celorlalți iubirea pe care a primit-o de la tine. Binecuvintează-ne pe noi toți și ajută-ne să luăm o hotărâre înțeleaptă, decisă pentru a deveni cetățeni ai împărăției tale, unde să te lăudăm în veci de veci. Amin. Amin.